Bun. Este o săptămână în care Capricornul se concentrează foarte mult pe viața privată, pe suflet, casă, familie, copii, iubire, pasiune, dar și pe muncă. Da? Cumva, începutul de săptămână pentru Capricorn e foarte bun, apar schimbări cu viteza luminii pentru voi, apar tot felul de lucruri frumoase, pot fi schimbări legate de bani, pot fi schimbări legate de acte, poate unii acum aveți ocazia și mergeți în altă țară, călătoriți altundeva, poate reușiți să rezolvați niște chestiuni privind viața voastră. Poate o rudă din străinătate și eu îți poate cere ajutorul, poate din punct de vedere financiar, poate e vorba de o problemă de sănătate a cuiva care necesită atenția ta sau pentru unii capricorni poate vă dați seama că e cazul să mai investiți puțin și în sănătatea voastră și în sufletul vostru. În această săptămână Venus trece în Pești, da? Și acolo te ajută foarte mult.